Ajuns la FC Zaco, în Irak, Iliestan a fost singurul antrenor străin din prima ligă. Vreme de aproape 6 luni, tehnicianul buzoian s-a luptat cu proprii jucători, dar și cu condițiile slabe de infrastructură, pentru a realiza o echipă care să se impună în prima divizie. Zaco se află în nordul Irakului, la mai puțin de 100 de kilometri de regiunea ISIS, însă Iliesta a avut parte de un contract puțin mai bun ca la Steaua București. În primul rând, situația financiară, în al doilea rând, că îmi place sau pe teren, mă. Deci îmi place să trăiesc sau pe teren, să mă. Eu trăiesc din fotbal și trăiesc pentru fotbal. Antrenorul buzoienilor a recunoscut faptul că pentru a atinge performanța în Irak este nevoie de foarte multă răbdare și înțelegere, mai ales că nativii dau dovadă de o încăpățânare ieșită din comun. Din 10 partide disputate cu Iliestan în rolul de principal, FC Zaco a pierdut un singur meci. N-ai cum să faci acolo performanță. Eu numai de nebun am făcut. Îți spun eu și că am ales echipa unde sunt acum. Pe cuvântul meu, pe locul 4 și fără, ce să spun, n-am pierdut 9 jocuri la rând. De ce? Pentru că nu le convenea că nu se bagă președintele. Nu-i dădeam voie să bage președintele. El, mamă, tremura, mamă, că facă el. Tu știi cum să zice care dau bani. Bă, de ce mai îngărdat, până mi-a spus. Da. Păi am pierdut un joc atunci, a treia etapă, când am pierdut deplasare. Și seara i-am spus, fă tu echipa, nu o să fac echipa, că nu jucăm cu 3 atacanți, că vreau să facem cu 2 atacanți, că nu știu ce. Ce 3 atacanți, băi, nu contează în fotbal, dinamica contează foarte mult și cum și să cel care dă ultima. În ciuda manierei în care s-a despărțit de gruparea din Kurdistan, Iliestan a spus că, per total, s-a simțit bine la formația din Zaco, acolo unde a lucrat de la zero cu majoritatea jucătorilor din lot, iar rezultatele au fost mai mult decât onorabile în condițiile date. Eu îi mulțumesc lui Zaber. Deci oricând îi mulțumesc că m-am lăsat acolo și că am văzut adică să am un contract unde mi-a luat banii pe contractul meu, da? Și că am antrenat într-o zonă extrem de periculoasă, dar în același timp vreau să-i spun că cum a procedat el în continuare a fost pentru mine un om care pentru mine este zero. Momentan, Iliestan a primit mai multe oferte de a antrena în străinătate, cu precădere tot în Orientul Mijlociu, însă buzoianul își dorește să ajungă la o înțelegere cu o grupare din Liga 1 română.